Evaluările arheologice de la Baia, în Muchie, comuna Baia, județul Suceava, desfășurate între anii 2012-2014, au adus o serie de informații noi referitoare la evoluția habitatului uman din această zonă. Astfel, aici a fost documentată locuirea încă din preistorie. Cele mai vechi urme descoperite sunt din faza Precucuteni, a marelui complex cultural Precucuteni-Cucuteni, Ariuști-Tripolie. La Baia au fost cercetate urmele a 4 locuințe, între care una de mari dimensiuni. Alături de diverse artefacte din piatră, statuete, elemente de arhitectură, etc., au fost descoperite un număr mare de vase fragmentare și întregibile, multe dintre ele cu decoruri necunoscute până în prezent. Am încercat să prezentăm publicului o serie de piese întregi, dar sigur și fragmentare, pentru a ilustra pe de-o parte bogăția sitului, pe de altă parte pentru a încerca să prezentăm crâmpeie din ceea ce s-a găsit la Baia și care demonstrează cele afirmate de noi. Ei bine, piesele expuse n-au mai fost niciodată prezentate public. Ele sunt în depozitele noastre. Sunt piese, spuneam, restaurate și în curs de restaurare, însă materialul de la Baia este foarte bogat și de-a lungul timpului se vor mai restaura încă foarte multe. La cele pe care le puteți vedea în expoziția temporară, se adaugă cele din expoziția permanentă. Sunt acele vase cu reprezentări antropomorfe, cu zeițe, foarte interesante la rândul lor. Sunt vase de tip oră, știu, vase cu decor deosebit sau diverse alte vase și piese din perioadele următoare. Metodologia de cercetare a fost una inedită pentru peisajul arheologic românesc. Astfel, alături de diverse analize interdisciplinare realizate de specialiști din țară și străinătate, prelevarea datelor referitoare la structura construcțiilor s-a făcut cu minuțiozitate. Au fost codificate toate tipurile de amprente identificate pe lutuiala arsă, au fost cântărite toate resturile de la pereți, au fost documentate cu mare atenție toate urmele șanțurilor de fundație. Rezultatele au fost pe măsură, fiind identificate diverse aspecte constructive din epocă necunoscute până acum. Laboratorul zonal de restaurare din cadrul Muzeului Național al Bucovinei a fost cel care, de-a lungul timpului, a reușit, alături de alte piese, să restaureze un număr de 27 de vase. Celelalte, întregibile, își așteaptă rândul.